Procurorii secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus marți 2 iunie 2014 punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Caram George, SC Middle East Partners SRL, Pavel Constantin și Secetinel Cristi SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 31 din legea numărul 10 din 1995 privind calitatea în construcții. Din probatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2013, februarie 2014, în lipsa oricăror proiecte, avize, autorizații, fără respectarea reglementărilor privind stabilitatea și rezistența în construcții, Caram George, în calitate de administrator și asociat majoritar al firmei SC Middle East Partners SRL, precum și Pavel Constantin, în calitate de administrator și asociat unic al SC Tinel Cristi SRL, au modificat prin supraetajare o construcție din lemn ridicată anterior în curtea unui imobil din Constanța și au amenajat restaurantul Beirut, folosind soluții și metode de construcție adoptate de către cei doi administratori, care nu aveau studii și cunoștințe temeinice de specialitate, având drept consecință decesul a trei persoane, vătămarea corporală a altor două și distrugerea imobilului modificat în urma incendiului produs. Cu ocazia efectuării cercetării la fața locului s-a constatat că imobilul în cauză a suferit prăbușiri și deplasări ale structurii de rezistență, respectiv prăbușiri ale acoperișului construcției și podelei mansardei. Totodată, în cauză, procurorii secții de urmărire penală și criminalistică au dispus prin ordonanță la data de 2 iunie 2014 măsura controlului judiciar față de cei doi inculpați persoane fizice. Reamintim că în urma tragediei de la restaurantul Beirut și-au pierdut viața Nicoleta Vasilițeanu, Mihaela Tucă și Nicoleta Cengher.